Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă serie pe acest canal. Această serie se va numi Pe Canapea, unde voi avea diferiți invitați din toate domeniile YouTube, sport, muzică și așa mai departe, în care le voi pune o serie de întrebări, iar aceștia vă răspunde cu sinceritate, sper. Alături de mine l-am pe Cosmin. Cosmin, vrei trebuie frumos să-mi interzescrii? Ce să zic despre mine? Un artist la început de drum, cu multe vise și, nu știu, puține... Speranțe. De câștig, dar da, ambiții mari, mi se zice enigmatic, așa mă știu cu și prietenii și familia mai nou. Pace pentru frații mei din spate aici, pentru Alex și pentru Sebi, că ei am venit asta aici și filmăm. Regizorii de azi. Regizorii, clar, am producător executiv și producător adică. Deci da, nu știu, m-aș descrie ca fiind foarte ambițios și foarte ambițior. Un arbitru foarte bun. Mai ales arbitru. Și chiar mi-aș dori să realizez ceva din toate astea, deși, cum o zici Sebi, speranțe multe, da. Da, oricum vă spun de pe acum, o să pun despre canal de YouTube, Facebook, Insta, ce mai WhatsApp, Snap, toate. Prima întrebare care vreau să o adresez este: cum ai decis să te apuci de muzică? O întrebare foarte bună, nu știu. Cred că mai mult am început toată treaba asta din joacă. Adică ascultam foarte multe muzică din afară și din țară de la noi, pentru că și la noi în țară sunt foarte mulți artiști și foarte talentați. Și am zis cum ar fi să fac și o chestie asta, știi? Adică a fost o chestie din moment pe care am luat-o așa și toată treaba asta care a început din joacă a devenit serioasă. Bine, teoretic m-am apucat de muzică de pe la vreo, nu știu să zic, chiar aveam 11 ani când am scris primele mele versuri. Dar n-a fost ceva pe bune, au fost pur și simplu niște versuri care erau niște propoziții care rimau, ca să zic, adică nu pot fi definite altfel. Și apoi am renunțat o perioadă, după care am zis că vreau să încerc din nou să fac chestia asta, pentru că îmi place foarte mult muzica. De mic am crescut cu trupe precum Paraziții sau Huge Mafia, ca orice copil, și cumva mi-am dorit să ajung. Ziceai că primii versuri au fost niște propoziții. Asta ești a mie, am deja un din YouTube care a fost doar niște propoziții, știi? Aveți să-i gândesc scrie, nu-i problemă. Păi, domnul Marciu, piesa că eu ți-am făcut-o. Așa că vă rog frumos. Ai spus de artiști care îi ascultai atunci pe mai mic, dar acum ce artist a spus foarte des? Sincer, acum, în perioada asta, nu prea mai ascult muzică din afară, pentru că mi se pare că muzica din afară se schimbă foarte mult. Dar cred că ca orice om, ascult foarte mult Eminem, îmi place foarte mult Wu-Tang. Iar de la noi din țară sunt foarte multe artiști buni, nu pot să zic că avem artiști buni, avem artiști talentați precum Gianu, Stress. Iar mai ales la noi în Iași avem artiști buni precum Droșa, la din Pace, frații mei. Iar acum mai nou am început să lucrez cu Sabian și cu Asie la proiectul Opus, care, mă rog, băieții și-au făcut un studio frumos și facem foarte mult muzică și chiar îmi place foarte mult să lucrez cu ei, ambiții mari și cu ocazia asta îi salut și respect. De unde ți-ai inspirația pentru melodiile tale? Asta cu inspirația e cam mult spus, pentru că nu e vorba de inspirație, pur și simplu inspirația vine în momente în care te aștepți mai puțin. Adică sunt momente când gen sunt la baie și îmi vine inspirația sau dorm. Da, serios, deci sunt foarte multe chestii cu inspirație, pentru că nu e aparat vorba de inspirație, adică nu te trezești cu ea sau pur și simplu zic vreau să scriu despre asta, pur și simplu îți vine o idee și de la ideea pornești și tot așa vorbează o piesă, eventual un refren, la mine cel puțin eu când compun piese, cea mai greu e partea cu refrenul. Pentru că refrenul trebuie să fie cel. Da, el trebuie să prinde versuri, poate fi de căcat. Versurile poate fi mai avere, în schimb referent trebuie să fie unul din cele mai bune și de asta foarte multe piese care o să urmeze și care sunt deja făcute cu Sabian, o voce foarte bună. Da, la fel și eu cu inspirația, deci am melodia care am... Tot în baie? Nu, eu de-am scris într-o ora 23 noaptea. O săptămână în triul era am venit ideile diverse și tot ce am scris acolo. Nu știu, oricare chiar am creativitate în ora, mă gândesc pentru episoadele, deci tot ce planific pentru filmare, mă gândesc într-o ora 23 noaptea, nu știu, am momentul de creație. Cu toți am trecut prin acea perioadă de carantină de 2 luni. Pentru tine cum ți s-a părut? Creativă sau, mai bine spus, productivă sau nu ți-ai avut niciun pic de inspirație? Că am vorbit anterior.
foarte productiv, o perioadă interesantă, aș putea spune, chiar dacă foarte mulți oameni s-au plictisit, artiștii s-au pregătit pentru perioada asta de pandemie. În sensul că am făcut foarte multă muzică, mai ales acum lucrez la un album care se numește Oarecare. Da, strași mă trebuie întrebare dacă ai un album, deci... Perfect, o să fie un album, nu știu exact cu câte piese momentan. Deja am scos două dintre ele, una dintre ele cu omul meu, Asi, de la Opus, Pace Frate. Și o să urmezi piese cu diversi artiști. Aș prefera să nu zic încă cu cine, pentru că trebuie să rămână oarecum secret, deși apropiații cam știu deja. Nu știu, sunt piese am conceput niște piese cu Dro și cu Adelin, cu Aladin. Deși nu știu dacă o să fie scoată, în rest, cu Sabian, sunt câteva piese pe care vrem să le scoatem. Și a mai fost vorba cu câțiva artiști, dar nimic concret, încă nu știm, să aflăm. Da, asta e important, să lucrezi continuu, e interesatul și îți dă drumul la piese, adică și eu fac la fel de lucruri, adică dintr-un videoclip care e filmat 2 ore, îi scot 5 minute pe filmare, da, știu, da. Pentru un album de 15 piese ai 20-30 variante de melodii. Sunt tot felul de piese, da, da. Sau foarte multe piese în studio, mai ales prin alte studiouri. Tot așa, în perioada asta am început să alerg foarte mult, pentru că de câțiva ani, după ce am practicat fotbalul de performanță, am decis să ajung arbitru și mi-am instigat și victimele de față să participe și ei la această activitate. Bătaie colectivă. O bătaie colectivă, exact. Și la fel ca și fotbalist, și arbitru trebuie să aibă o condiție fizică foarte bună și ne preocupăm. Mai ales că, fel cum am zis, e foarte important, pentru că un arbitru, statistic vorbind, aleargă cam cât un jucător de fotbal, aleargă în jur de 10-12 km într-un meci. Și fără o condiție fizică bună și fără o rezistență, nu se poate realiza acest lucru. Am o provocare pentru Enigmatic. O să dau să continui versurile de pe această foiță. Această foiță, nu știu, vă arăt așa, nu vă arăt. Aici vă rog. Acum nu zic că ai versurile aia salimele, gen, că chiar nu mă pricep, nu zic salimele. Nu, doar două, adică? Și cineva, și cineva care a ascultat tu... un spectacol, că am cântat la o emisiune de umor, la un... nu știu cum se cheamă, gen, la un spectacol de umor, la Umor în Iași. Oamenii care au fost acolo știu ce se întâmplă legat de versurile mele și știu că le uit, așa că chiar sunt foarte curios ce se întâmplă, deci se zic. O să dau și indicii, fiindcă e un invitat și mi-a trecut cu tine. Am văzut vârful de la piramidă. Da, stai așa, deci am văzut vârful de... Și e greu și că nici nu zici cu intonații, știi? Și acum ceva cu... Stai așa, și acum stau liniștit în vârf de piramidă, ceva de genul așa. Următorul vers vine de la prima ta melodie. N-am renunțat în niciun moment. N-am renunțat în niciun moment, da. Deci ăsta e versul, trebuie să rimeze, deci versul următor urmează cu un moment. Nu rimează, nu știu, dacă luați la nota la care faci schimbul. Deci nu știu la care rimează, ca să fie mai greu. Păi da, așa n-am zis, nu dai seama, măcar de rima nu rimeam. Na, mai știu, habar n-am. Dar habar n-am, chiar nu mai știu, n-am renunțat niciun moment la viață. Continuarea este, mi-am plătit orice eroare. Da, are sens, dar iar cea de-a treia, a treia vers, este un melodie destul de veche. Reprezint soluții radicale. Nu e cântat de tine. Dar luam niște versuri. Random, asta e că sunt random, nu? Că dacă luam de refren și toată lumea. Ceva, sună paraziții reprezint, nu? Mai înseamnă? Nu! Dar eu cred... Reprezint soluții, nu sună cunoscut. A, reprezint soluții radicale ca toți băieții buni. Eee! Nu ce mă a trebuit să iei tot diversul. Străzile a dat pe ultima fie, da. Ok, ai ghicit una din trei? Hai că bine. Ai câștigat una. Două, celelalte erau alii cu ele. Eu am deja o melodie care e foarte celebră, mai... Vin case de disco, Globare, hai Robert, hai vină o pace cu noi, mă sună, telem, să fac concerti. Așa, am o întrebare, vreau să facem o colaborare cu viitor? De ce nu? Oare drag, te așteptăm pe la noi, pe la studio. Noi încă n-am avut vloggeri pe la studio, dar... Da. Nu știu să aveți. Nu.
Da, da, cu mare drag, chiar mi-aș dori, ar fi ceva foarte interesant pentru omul de probabil. Perfect. Și ai vrea să ne cânti o ultimă melodie, care încă nu e lansată, sau ceva în planuri? Da, sigur. Cu mare drag, ar fi foarte interesant, dar vreau să dau o piesă, am una care se numește Un simplu adversar. Probabil că o să-i fac și un clip, nu știu, rămâneți văzut cu Sabian, dacă urmează să fie un clip. Dacă nu, o să scot solo, fără clip, deci da. Haideți un break. Am dat de nou, nu m-am plictisit de vechi, același stil îl livrez, fii ochi și urechi, îmi place să experimentez. Sunt curios, nu mai este cateric, încă hai am în serios. Gata cu joaca, cu orice prejeală, aici totul pe bune, fără prejeală. Faci față sau eliberează culoarul, de asta jocul-i greu, fiindcă ai greșit adversarul. N-au crezut în mine, frații mei făceau întorsul, mă lingușeau prin vorbe cu frumosul. I-am crezut că făceam pe prostul, însă i-am abandonat, știu care a fost costul. Acum vezi și tu, plutesc pe propriul val. Am făcut nasoale, dar nu pentru cascaval. În drumul spre succes, opresc la pasiune și continui pe această cale în misiune. Bubuie britul de stres, să tresăr, strada te învață ce e necesar. Nu mă face nimeni niciun impresar, că pentru ei sunt doar un simplu adversar. Bubuie britul de stres, să tresăr, strada te învață ce e necesar. Eu am fost Rogan și aceasta a fost prima ediție din Pe Canapea. Alături mi-l am pe Cosmin, dar îmi dărești. Poți cânta de nou? Băi, ai țucat chiar în jos. Lasă-mă! Lasă-mi la normală și dați-mi așa, da? Și bă!